sunt aceștia și în vinică simt și în ulei de măslin. Ce este important să știm? Că nu trebuie să bem 20 de sticle de vin odată, să avem polifenol mult. Da? Un pahar la masă este de ajuns. Cantitatea de polifenol cu cele din alimente, ceilalți din alimente, etc., reușesc să satisfacă nevoile organismului. Dacă mărim cantitatea, o să avem un alt gen de probleme. Ce bogăție! Ăsta nu poate fi numit un ulei de salată. Salata care poate să-mi dea și ea senzația mărui. Și atunci amar cu amar, voi avea două amaruri în cavitatea bucală, care nu o să-mi satisfacă nicio plăcere, nu o să-mi inducă nicio plăcere. Și atunci îl folosesc la anumite cărnuri scoase de pe grătar și pus așa un fir de ulei cât un fir de păr dintr-o parte în alta, el se va topi încet, încet și va lăsa parfumul și aroma în carnea respectivă. Că nici dacă turnăm prea mult, nu este bine. Îl putem la folosi la tot felul de preparate, până se folosește ulei de măsline și la înghețat. Și la mus de ciocolată. Da. Deci există niște asocieri fantastice care nu vi le imaginați.